Polițiștii, pompierii și cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță au fost alertate ieri după amiază în jurul orei 16 că în albia pârâului Chiusbaia, din localitatea cu același nume, se află cadavrul unui bărbat. Un localnic a fost cel care l-a găsit sub podețul de acces al unui imobil și a anunțat autoritățile. Bărbatul găsit fără viață avea 39 de ani și era angajat al școlii gimnaziale din Chiusbaia. Avea domiciliul în Baia Mare, dar stătea la Chiusbaia. Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili condițiile în care s-a produs decesul. Trupul maramureșanului a fost transportat la medicina legală în vederea efectorii necropsiei. La primele verificări ale polițiștilor nu au fost observate urme vizibile de violență, dar medicii legiști au ultimul cuvânt în acest caz.